Psalmul 116, un cuvânt al lui Dumnezeu care spune în felul următor. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate, eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, permiteți-mi în această seară, preț de câteva minute, să vă rețin atenția asupra unui subiect de care ne vom lovi, poate și de care ne lovim în fiecare zi. Noi ne-am rugat în această seară ca Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii din Biserica Efrata și ne dorim foarte mult ca Dumnezeu să ne audă. Pentru că una din marile probleme ale omului și una din marile dorințe ale omului e să fie auzit de Dumnezeu. Acum oamenii se roagă, noi ne rugăm, dumneavoastră v-ați rugat, ne rugăm, avem momentele noastre de rugăciune. Dar se pune o întrebare extrem de puternică și extrem de interesantă pentru viața fiecărui om, pe ce mă pot baza eu? Să am siguranța că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. Că de rugat ne rugăm. De formulat rugăciuni le formulăm impecabil. De îi spune lui Dumnezeu, nu ezităm să o facem și îi spunem ori de câte ori avem ocazia. Dar se pune o întrebare în seara asta, la care aș dori să răspund, cam ce trebuie să faci ca să poți să ai parte de rugăciunile ascultate și de siguranța faptului că Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. Am întâlnit tare mulți oameni dezamăgiți, foarte mulți oameni demoralizați de faptul că nu mai aveau siguranța că Dumnezeu îi ascultă. Că nu mai aveau siguranța că Dumnezeu îi aude. Se rugau și spuneau, eu mă rog, dar nu mai am siguranța aia că rugăciunea mea a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Dacă v-aș pune acum întrebarea, nu vreau răspuns, dar fiecare își poate răspunde lui însuși. Pe ce se bazează un om? Sau pe ce vă bazați dumneavoastră după ce v-ați rugat ca să aveți încredințarea și liniștea că Dumnezeu v-a și ascultat? Pentru că Dumnezeu așteaptă rugăciunea omului. Și am spus-o de nenumărate ori, în mod special marțea, atunci când dau câte un îndemn la rugăciunea pentru cauze, am expus în ultima perioadă câte o atitudine și câte o stare pe care omul trebuie să o aibă atunci când vine înaintea lui Dumnezeu cu cererile lui. Dragii mei, frați și surori, viața noastră va determina dacă îl va determina pe Dumnezeu să ne audă, să ne asculte sau nu. Ați văzut când copiii noștri, spre exemplu, au câte o atitudine care nu e neapărat cea mai potrivită. Și vine la mama și la tata cu câte o cerere și mama zice, nu te aud. La copilul știe că mama l-aude și vine și spune, mami, vreau cu tare. Și mama zice, nu te aud. Dar mami, uite, am nevoie de aia. Și mama zice, dar nu te aud. Vrea să-l facă pe om, pe copil conștient de faptul că atitudinele lui, într-un sens figurativ, închide urechile mamei și mama nu mai vrea să-l audă. Pentru că, dragii mei, frați și surori,
atitudinea pe care noi o avem în viața noastră de trăire, viața noastră de credință, îl va face pe Dumnezeu să ne asculte sau nu. În schimb, în momentul în care ai siguranța că Dumnezeu te-a ascultat, în momentul în care ai siguranța că Dumnezeu a luat aminte, în momentul în care ai siguranța că Dumnezeu e acela care a certificat rugăciunea ta, poți să fii extrem de bucuros, extrem de liniștit. Pentru că ne dorim ca Dumnezeu să ne audă rugăciunile, vrem să ne uităm la patru stări, la patru atitudini pe care un om trebuie să o aibă. 1. Ascultați ce zice Biblia. Iubesc pe Domnul, căci El aude. Dar ca să audă Dumnezeu, uitați-vă la versetul 4. În primul rând, trebuie să împlinim ceea ce zice versetul 4. Am chemat numele Domnului. Când viața cuiva nu cheamă numele Domnului, când atitudinile cuiva, când vorbele cuiva, când acțiunea cuiva nu cheamă numele Domnului și dimpotrivă poate resping numele Domnului, te poți ruga cât vrei tu. Se prea poate ca Dumnezeu să nu te audă. Pentru că e atât de important în viață să chem numele Domnului prin tot ceea ce ești tu. Să pui numele Domnului pe tot ceea ce tu faci. Să coboare prezența lui Dumnezeu. Când eu pășesc undeva, să se simtă să coboare prezența lui Dumnezeu. Să merg în viață însoțit de numele Domnului. Pentru că în viață când mergi însoțit de numele Domnului, acolo se poate vedea că rugăciunea ta este ascultată. Aduceți-vă aminte de Petru și de Ioan la poarta numită Frumoasă, când au venit acolo și s-au întâlnit cu ologul, știți ce au zis oamenii lui Dumnezeu? Au chemat numele Domnului, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă, prezența puterii lui Dumnezeu. A unor oameni care acolo unde mergeau, coborau prezența lui Dumnezeu, strălucea numele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii nu prea își mai fac poate timp să cheme numele Domnului prin tot ceea ce sunt ei, să pună numele Domnului peste tot ceea ce au ei. Deseori rugăciunile noastre sunt împiedicate, pentru că ascultați-mă bine, noi ne rugăm în numele Domnului și când numele în care noi ne rugăm nu este, când numele în care noi ne rugăm nu se prezintă, când numele în care noi ne rugăm îl respingem prin anumite stări și atitudini, vă întreb eu pe dumneavoastră, ajung rugăciunile noastre unde trebuie? Tocmai de aia e extrem de important ca în fiecare zi omul să trăiască în așa fel încât numele Domnului să fie chemat. Aduceți-vă aminte de David, e atât de uzat textul ăsta cu David și cu Golia, dar e atât de relevant. Când a pășit acolo David, David a avut o țintă, un țel și un crez. A știut David în numele cui va lupta, a știut David în numele cui trăiește, a știut David ce fel de nume el îl glorifică prin viața lui. Și n-a mai avut nicio problemă, cu siguranță David și-o fi făcut o rugăciune, Doamne, fă cumva să dau cu Golia jos. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea lui David. David, păi tu trăiești în numele celui mai puternic nume. Și vine la un moment dat David și zice, Goliat, în numele Domnului Dumnezeului oștirilor vin, că numele ăsta e mai presus de orice nume, glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Ne punem pe genunchi seara, venim la biserică dimineața, în timpul zilei, vrem să ne rugăm, ne rugăm, vrem ca Dumnezeu să ne asculte. Biserica e frată, ascultați-mă bine, nu uitați să trăiți în așa fel încât să aduceți onoare numelui lui Dumnezeu. Asta produce siguranța rugăciunilor ascultate. Când viața mea nu-L mai glorifică pe Dumnezeu, când viața mea îl scoate din context pe Dumnezeu, oh, acolo și rugăciunile se blochează. Iubesc pe Domnul că ce-L aude. Aude rugăciunile cui? A celor care cheamă în numele Domnului. Pentru că ne dă Dumnezeu diferite ocazii ca noi să trăim și prin trăirea noastră să strălucească numele lui Dumnezeu. Ne-am rugat aici pentru copilaș. Nu știu dacă se mai dau teze în generația și în vremea asta, dar cel puțin dacă se mai dau teze, în perioada tezelor
dacă s-ar putea vedea cu ochiul liber cum pleacă rugăciunile din școli. Doamne, fă să-mi cadă subiectul care le știu eu. În diferite situații ale vieții, se înalță rugăciunile noastre înspre Dumnezeu și avem nevoie ca El să ne audă. Dar până în momentul ăla, Dumnezeu îți dă diferite ocazii să faci în așa fel încât numele lui Dumnezeu să strălucească, să chemi numele Domnului prin tot ceea ce ești tu. Să știți că noi avem pretenția de la copiii noștri să-i vedem că umblă așa ca micuțul David când noi le povestim despre întâmplarea cu David și Goliat. Și Dumnezeu ar zice, și eu am pretenția ca să umble și părinții în numele Dumnezeului cel puternic. V-aș spune o întâmplare reală, dar sună rău, sună dur, sună extrem de ciudat. N-ar fi trebuit să avem astfel de întâmplări de spus. Într-o biserică din România, o fată la 15 ani, la un moment dat, n-a mai putut să fie controlată de părinți. În momentul în care n-a mai putut să fie controlată de părinți, părinții, în disperarea lor, l-au chemat pe păstor. Au călcat pe orgoliul lor și l-au chemat pe păstor. O zis, nu mai putem să ne controlăm fiica la 15 ani. Vă rog, veniți până la noi acasă, ascultați-mă. Unde-i fata dumneavoastră? În cameră la ea. Se duce, se duc, urcă. Fata stătea în cameră, a auzit că ăștia urcă pe trepte și s-a întors cu spatele la ușă. Și tata zice, draga tati, o veni fratele păstor. E real povestea. Și ea zice, handicapatul ăla. Și păstorul zice, ce-o zis? Cum o zis? Și ea se întoarce și zice, au venit handicapatul ăla? Păi nu așa îl faceți de vreo 3-4 ani? Nu așa îi spuneți voi? Acum, cu ce autoritate a venit, o zis fata? Și aia de 15 ani o executa pe doi, am zis, hai, stânga împrejurt amândoi și afară. O zis, păstorul a rămas cu ea și o zis, lasă-mă să stau de vorbă cu tine, o acceptat. Și o zis, frate păstor, numele lui Dumnezeu care trebuia să strălucească în casa noastră, dispărea când mama cu tata își dădeau drumul la vorbe. O venit aici că sunteți reprezentantul lui Dumnezeu, vă chemați și trebuie să veniți în numele Domnului și că Domnul are putere și că Domnul mă poate resuscita și că Dumnezeu are o soluție. O zis, da, știți că mama și tata făceau pe Dumnezeu să plece din casa noastră, numele lui Dumnezeu să nu strălucească aici, când ei doi își dădeau drumul la vorbe. Știți cât e de important în fața copiilor care i-ați văzut aici să trăiți în așa fel încât numele Domnului să nu plece, ci să vină? O, oh, că vin momentele când spui, Doamne, ascultă-mă, aude-mă, auzi-mă Tu, te rog, ia aminte la strigătul meu. Și Domnul zice, nu te aud. Pentru că ne dă Dumnezeu N ocazii să trăim în așa fel încât numele Domnului să fie chemat, nu alungat. Iubită biserică, e frata, pentru că noi am avut nevoie până astăzi de rugăciunile ascultate, că vom mai avea nevoie și de astăzi înainte de rugăciunile ascultate. Știți ce mult contează când o mamă care cheamă în numele Domnului și care trăiește în așa fel încât Dumnezeu să se vadă, știți ce mult contează că Dumnezeu aude? Le-am spus la frați marți, frate Iordache, îmi dați voi să le spun și în seara asta. Le-am spus la frații de marți sau de joi, nu mai țin minte aici, dar poate unii n-ați fost. Să vedeți ce mult contează când o mamă știe să cheme numele Domnului și să trăiască în așa fel încât numele Domnului să fie chemat. Sâmbătă dimineața, fratele Iordache și Orea mă sună și îmi spune, Alin, ai putea să vii cu mine până la sora mea, la gearma ta? E bolnavă de cancer, are 70 de ani. E singura neîntoarsă din familia noastră la Domnul
N-a vrut să audă de Dumnezeu, n-a vrut să audă de Biblie, n-a vrut să audă de Hristos. În tinerețe eu a fost în biserică, o simțit numele Domnului, o văzut ce înseamnă să trăiesc sub numele Domnului. Lumea o atras, o plecat și așa mai departe. Mă duc, ne urcăm în mașină, eu mă grăbeam că trebuia să ajungem la nuntă pe după masă, am plecat până la Giarmata, pe drum mi-a povestit toată viața ei, cât am apucat noi să povestim. M-am gândit în mintea mea la o viață destul de tumultoasă. Cum să mă rog și să fac ungerea? Vă mărturisesc, asta a fost prima mea reacție. Bă, cum să fac ungerea și să mă rog la o viață destul de complicată, departe de Dumnezeu? Ajung acolo și fratele Iordache cu sora îmi spun, te lăsăm un pic cu ea, noi ne retragem. O femeie în vârstă, la 70 de ani, mâncată de cancer. O întreb și spun, am înțeles că ați făcut parte din familie de pocăiți, că faceți parte, că familia dumneavoastră, da. Dar ce v-a făcut să vă îndepărtați? Lumea asta. Dar ce v-a făcut să nu vă țineți de Dumnezeu? Că m-a tras lumea asta, lumea au fost. Bine, dar de ce n-ați încheiat legământ cu Domnul? Frații dumneavoastră au încheiat legământ cu Domnul. De ce n-ați încheiat? Și au zis, pentru că lumea asta m-a atras. Dar ce v-ar reține să încheiați legământ cu Domnul, spun eu, fără să mă gândesc la ceea ce urmează? Au zis, nu mă reține nimic. Pentru că vreau să o întâlnesc pe mama, zice, pentru că vreau să o întâlnesc pe mama. Dar știți ce a fost interesant? Vă dau detalii. Când fratele m-a sunat, pentru că ziua mea era destul de aglomerat, urma nunta, m-am gândit, bă, cum încadrez să fugim până la Giarmata, să venim înapoi? I-am zis, frate, ori dacă sunați-mă în 10 minute să-mi fac un pic planul, să văd cum organizez ziua de astăzi. În mintea mea, zici, că a apărut așa cineva care mi-a spus, fica mea a avut nevoie de tine și tu nu te-ai dus. Parcă o mamă, parcă îmi spunea, fica mea a avut nevoie de tine și nu te-ai dus. Și le-am și spus, de asta am ales să vin, de-aia că puteam să o amân pe a doua zi, pe a treia zi. Stau acolo de vorbă cu sora aceasta și îmi spune, nu mă reține nimic, nu mă reține nimic, vreau să închei legământ cu Domnul și dumneavoastră nu mai plecați de aici până nu mă botezați. Zic, stați, soră, că am venit pentru altceva. Au zis, nu, nu mai plecați de aici până nu mă botezați. Pentru un final decid să o botez acolo cu fratele Iordache, cu sora, decid să o botez, am botezat-o, am mărturisit-o, am întrebat-o, am botezat-o, dar eu am insistat în primă instanță și am zis, haideți că vin luni, nu pot, dar vin marți. Dacă nu putem și să organizăm marți, vorbim și cu păstorul de aici din zonă, mai iau păstor de la noi, de la Efrata, vin cu un grup de tineri, dacă nu putem marți, venim miercuri. Și dacă nu putem miercuri, joi, 100% venim. O zis, nu mai pleci de aici până nu mă botez. Am decis să o botez acolo, am botezat-o sâmbătă dimineața. Am plecat de acasă bucuros de faptul că Dumnezeu a știut să organizeze El lucrurile, că El e suveran peste toate. Și mă gândeam eu, bă, dar totuși nici marți nu era chiar așa de tragic. Ia că mergeam cu mai mulți, avea un moment de botez mai frumos. În schimb, marți dimineața, fratele Iordache îmi dă mesaj și îmi spune, frate Alin, sora mea a plecat la Domnul. Duminică eu luat cina, eu duc cina, s-a împărtășit prima și ultima dată. Iar marți dimineață, această viață s-a stins de pe pământul ăsta. Miercuri, m-am dus la seara de priveghi. Și joi, fratele Nelu s-a dus la mormântare. Miercuri în seara de priveghi, unul din fraților vine și îmi spune, frate Alin, în urmă cu 51 de ani, mama mea a avut o lucrare din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus așa, tu nu vei mai fi, dar rugăciunile îți vor fi ascultate. Și chiar dacă va fi în ultimul moment, nu voi coborî în țărâna pământului până nu-i voi mântui sufletul. Și a zis, mama mea a plecat din lumea asta, bucuroasă că Dumnezeu a ascultat-o. Și iată că ceea ce Dumnezeu aude, Dumnezeu poate să se țină de cuvânt. Lăudat să-i fie numele. O, contat o mamă care a știut să cheme numele lui Dumnezeu. De-aia contează mamele care cheamă numele lui Dumnezeu. De-aia contează tații care cheamă numele lui Dumnezeu. Să le audă Dumnezeu strigătele. Și poate că nu mai fi noi, dar să ne bucurăm de intervențiile lui Dumnezeu. Îmi spunea sora asta, cea mai mare dorință pe care o am eu să o întâlnesc pe mămica în cer, știind de multile rugăciuni pe care mama ei le-a înălțat pentru ea. A auzit Dumnezeu și după 51 de ani, Dumnezeu și-a dus la îndeplinire lucrarea și promisiunea. Vedeți ce mult contează în viață să poți să chem numele lui Dumnezeu? Dacă vrei să ai rugăciunile ascultate, să nu uiți versetul ăsta 4, care zice, am chemat numele Domnului. 2,
Dacă vrei să ai siguranța rugăciunilor ascultate și să spui iubesc pe Domnul că cel aude, e obligatoriu să împlinești versetul 6. Ascultați ce zice versetul 6. Domnul păzește pe cei fără răutate. Orice om care vrea să audă, aibă parte de rugăciunile auzite și ascultate, e obligatoriu să trăiască fără răutate. Aveți nevoie și am nevoie de rugăciunile ascultate. Și vine diavolul deseori cu diferite situații și momente să umple inima omului de foarte multă răutate. Oh, da, îi dă stilul să o ascundă, da. Îl învață cum să o mascheze, da. Îl învață cum să zâmbească, chiar dacă în interior e dușmănie și ură, da. Dar e periculos. Că te pui pe genunchi, te rogi și nu te aude nimeni. Pentru că Domnul păzește și Domnul aude glasul celor care trăiesc fără răutate. O, de câte ori în inimile noastre am lăsat să se sădească răutatea. Am mascat-o impecabil. Așa de frumos am așezat-o, așa de frumos am ambalat-o, dar de fapt în interior era răutate. Învățăm pe copiii noștri și le spunem să nu fiți răi la școală, să nu fiți răi. Să vorbiți frumos cu toată lumea? Să fiți respectoși? Să știți să răspundeți frumos? Să nu fiți obraznici? Și copilul zice, pe lângă faptul că el poate în mintea lui zice, privirile lui, gândirea lui, subconștientul lui, rulează la toate atitudinile lui mama și a lui tata, care au fost sau n-au fost pline de răutate. Și eu mă pun pe genunchi. Doamne Iisuse, mai scapă-mă și din încercarea asta. Și Dumnezeu se uită și zice, bă, răutatea aia pune o zi de despărțire. Nu aud nimic. Doamne, mai intervin-o și de data asta. Și Dumnezeu zice, mă, omule bun, n-aud. E ca mama din prima poveste. N-aud, zice, n-aud. Oriunde a găsit Dumnezeu un om care n-a avut răutate, pentru un astfel de om Dumnezeu a deschis cerurile. Vă aduceți aminte pe Ștefan? Doamne, dacă era din vremea noastră Ștefan, cred că cu ultimele puteri dădea SMS-uri la toate pilele lui să nu-i ajute pe aia care dădeau cu pietre. Bă, vezi că mă lovește unul cu pietre, să nu-l ajuți. Ștefan n-a scos din inimă răutatea, că nu avea. Ștefan o zis, Doamne, iartă-i, Tatăl nu le ține în seamă. Doamne, nu privi spre ei așa cum merită. Știți ce s-a întâmplat în dreptul lui Ștefan? S-au deschis cerurile și au zis, Ștefan, îl văd pe fiul omului stând la dreapta tatălui. Știți ce se întâmplă, Ștefan, acum? Te așteaptă cel în a cărui nume ai trăit. Te așteaptă acasă. Dragii mei, e atât de șiret diavolul că umple inima oamenilor cu răutate. Ascultați-mă, nu stați pe lângă cei care vă înveninează cu răutate. Nu stați. Oricum l-ar chema, oricine ar fi. Pentru că, dragii mei, răutatea înnegrește atitudini, înnegrește caractere, distruge relații, distruge case, distruge educații, distruge viitorul, răutatea prăbușește oameni. Am devenit specialiști în a ne masca răutatea. E periculos că într-o zi Dumnezeu nu o să ne mai audă. 3. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți audă rugăciunile, pe lângă faptul că chem numele Domnului prin tot ce ești, trăiești fără de răutate, uitați-vă la versetul 13. Voi înălța paharul izbăvirilor. Pentru că omul care vrea să aibă parte de rugăciunile ascultate, în fiecare zi trebuie să înalțe paharul izbăvirii. În fiecare zi. Acum e adevărat că pentru mine ca predicator care mai ales în perioada de evangelizare predic poate seară de seară, într-o predică, într-un fel sau în altul, latura mea evangelistică care mai spun câte o întâmplare, înalți paharul izbăvirilor că vorbesc de puterea lui Dumnezeu.
Dar ce mă fac într-o zi în care nu-i nici marți, nu-i nici joi, nu-s plecat nici la evangelizare și de dimineața până seara sunt acasă? În ziua aia eu trebuie să înalț paharul izbăvirilor. Eu trebuie în așa fel încât numele lui Dumnezeu să strălucească prin ce spun eu și prin ce fac eu. Așteaptă Dumnezeu de la oameni să înalțe paharul izbăvirii și să știți ce înseamnă asta? Să povestească biruințele lui Dumnezeu. O, uneori zic, bă, dar eu sunt toată ziua în casă, nu mă întâlnesc cu nimeni, la cine să povestesc? Ați văzut echipa asta mare de copilași? Îi avem pe lângă noi în fiecare zi. Și să-ți iei copiii lângă tine și să le spui, auzi, când eu eram tânăr, viața mea a fost așa, m-am confruntat cu aia, dar uite cum Dumnezeu a lucrat. Și încep să-L glorifici pe Dumnezeu în auzul urechilor copiilor tăi, înalți paharul izbăvirii, ca Dumnezeu să se simtă onorat de către tine, în casa ta. Iar mai apoi oamenii din casa aia se pun împreună la rugăciune. Eu vă întreb pe dumneavoastră, îi aude Dumnezeu sau nu? Da, că Biblia zice că Domnul coboară în mijlocul laudelor. Păi și eu când îl laud pe Dumnezeu și înalț paharul izbăvirii și Dumnezeu aude din cer, bă, se vorbește de mine în casa cutare. Păi stai să văd ce se zice, coboară Dumnezeu acolo și zic copiii tăi, măriți să fie Domnul, ce Dumnezeu mare avem! Măriți să fie Domnul, ce Dumnezeu glorios avem noi! Și la un moment dat urmează să te rogi cu ei, să se pună la culcare și vezi pe copii care poate n-ai văzut niciodată lacrimă în ochii lor la rugăciune, și auzi că spun, Doamne, Tu ești mare? O, dar poate uneori nu ești acasă, ești plecat de acasă. Dumnezeu are aceeași pretenție. La propriu, la propriu, nu la figurat, la propriu. Să înalți paharul izbăvirilor în fiecare zi. Mergi pe stradă, te întâlnești cu cineva, spune-le oamenilor de biruințele lui Dumnezeu. Noi știți că la un moment dat o luăm doar așa ca o poveste, cuvântul din Biblie care spune vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă și ni se pare foarte ciudat. Păi bine mă, dar cum să mă apuc acum să recit psalm pe stradă? Păi cum e, să încep să cânt când mă întâlnesc cu cineva în colțul străzii? Nu, dar scrie tu un psalm. Ia scrie tu, ia inventează tu un psalm al izbăvirilor și ia începe să rostești un psalm al izbăvirilor și să-i spui celui cu care te-ai întâlnit, glorificat să fie Dumnezeul care nu m-a lăsat, glorie lui Dumnezeu care a avut și pentru mine un cuvânt și fă în așa fel încât numele lui Dumnezeu să strălucească de fiecare dată. Că dacă vrei să ai parte de rugăciunile ascultate, e obligatoriu să împlinești versetul ăsta, voi înălța paharul izbăvirilor. Vă aduceți aminte de ologul de la Poarta Frumoasă care a fost vindecat? Știți ce zice Biblia? El sărind și umblând ce făcea? Ziceți dumneavoastră tare. El sărind și umblând ce făcea? Îl lăuda pe Iisus. Când ai parte de izbăvirea lui Dumnezeu, pe nu-ți mai vine să stai degeaba, nu mai știi cum să mai cauți o oportunitate să le spui și altora, Dumnezeul meu e mare. Și când Dumnezeu vede că tu ești acela care glorifici izbăvirile Lui, înalți paharul izbăvirii, le spui și altora că Dumnezeul tău e mare, le spui și altora că Dumnezeul tău e suveran. Știi ce face Dumnezeu? Începe să se simtă bine și să coboare lângă tine. Și la un moment dat, tu ai puterea să și siguranța că Dumnezeu îți aude rugăciune. În ultimul rând, să ai siguranța că Dumnezeu te aude pe lângă faptul că își chem numele Domnului, trăiești fără răutate, înalți paharul izbăvirii. Uitați-vă la versetul 14. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului și în fața întregului său popor. Poate ne-am întrebat uneori de ce Dumnezeu nu ne ascultă. Poate ne-am întrebat uneori de ce Dumnezeu nu ne mai aude. Poate ne-am întrebat uneori de ce Dumnezeu nu-și mai întinde mâna. Știți de ce? Care așteptările Lui? Are Dumnezeu așteptarea ca și tu să te ții de cuvânt. Câte am promis noi? Câte am promis noi? M-am dus la un moment dat într-o familie, am stat de vorbă cu ei, am ajuns la concluzia că familia aia, datorită unui membru din familie care are gura prea mare, produce tare multă dezbinare.
Și îl fac conștient. Bă, omule, ascultă-mă, nu-i bine. Uite, tu, gura ta strică, trebuie să fii un pic mai atent. Promit că de astăzi tac. Și nevastă s-a auzit să abia aștept. După 2 săptămâni și ceva mă duc din Neorlei acasă. Nu-s de aici, de la noi, din zonă. Dar din apropiere. Când eu am intrat în casă, zbura o ceașcă de cafea. Har Domnului că n-am intrat mai devreme. Ciu, când am văzut că zbura o ceașcă, că nu mi-a venit să cred. Ce s-a întâmplat, mă? Păi iară l-a apucat, nu taci, o zis, o promis. Știți ce mi-a zis? Fac orice să se termine scandalul din casa noastră. Și am zis, păi mă, omule bun, nu trebuie să faci orice, trebuie să faci un singur lucru, să te ții de ce ai promis. Că prin vorbele tale instigi, prin vorbele tale produci durere, prin vorbele tale aduci revoltă. Mă, omule, tu numai trebuie să te ții de ce ai promis. Să nu ratați aminul. Doamne, ajută-ne pe toți. Amen. Pentru că atunci când împlinite îmi vor fi juruințele înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu e gata să mă asculte. Dragii mei, avem nevoie de rugăciunile ascultate. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne mai audă și atunci când strigăm către El să avem siguranța că El ia aminte. Nu uitați! Până când tinerii noștri se pregătesc să încheiem într-un mod melodios, vă reamintesc. Avem obligația să chemăm numele Domnului de fiecare dată. Avem obligația să trăim fără de răutate. Avem obligația să înălțăm paharul izbăvirilor și să-L lăudăm pe Dumnezeul care merită lăudat. A venit cineva la mine și a zis, bă, frate Alin, dar nu le mai zi la toți că Domnul te-a ajutat aia, că ți-o dat aia, că ți-o făcut aia. Zice, nu trebuie să știe toată lumea. Dar care e problema că știu? Care e problema? Pe cum să nu spun oamenilor că Dumnezeul pe care eu îl am e un Dumnezeu mare? Dar cum să nu le spun? Că da, m-a pus Dumnezeu la încercare și că Dumnezeu mai apoi și-a arătat puterea, știți? Hai, poate v-am mai zis asta, închei cu asta. Eu am primit o mașină. Și la un moment dat, eu m-am lăudat pe la anvoane că trăiesc în numele Domnului. Că Dumnezeul meu e puternic, că eu trăiesc pentru Domnul, că Domnul e totul pentru mine, că Domnul e suveran, că Dumnezeu e totul. Și la un moment dat cineva mă sună și zice, frate Alin, tu ai primit mașina aia în numele Domnului? Da. Frate Alin zice, tu te lauzi că Domnul, că tu trăiești în numele Domnului, că numele Domnului în sus și în jos, zice, păi dacă ai primit-o în numele Domnului, ai curaj să o dai tot în numele Domnului? Și acum prima mea reacție a fost da. Da? Bine, zice, ascultă-mă, mâine du-te scoate fiscalul, o să vină un băiat, o să-i o dai în numele Domnului, o să plece cu ea și Domnul o să fie lăudat și tot o să fie bine. Și am zis, bine. I-am zis la Andreea, vezi de treabă că nu vine nimeni. Ăla m-a vrut să mă pună la încercare. Stăteam în partea românească. Și la un moment dat, dimineața mă sună un băiat. Pacea Domnului, frate Alin, am auzit că aveți o mașină de dat. Mă, stai că eu n-am de dat. Pace! Zice, vedeți că mai după masă vin. Să faceți contractul, să scoateți fiscalul, să fie totul regulat. Bă, ca să nu pic. Eu m-am dus, am făcut contractul, am scos fiscalul și l-am așteptat. Relaxat pentru început. La un moment dat, omul ăsta vine pe seară pe la 8 și zice, mă sună, frate Alin, vedeți că vinu-s pe drum, într-o jumătate de oră ajung. Era seara, toamna, târziu. Era deja întuneric, zice, vin într-o jumătate de oră. M-am zis, bă, dacă tot vine să nu mă prinde pe nepregătite, m-am dus și am scos o parte din ce am avut prin uș, prin portere, dar m-am zis, da, mă, nu scot, mă, poate nu vine nimeni. Apare un băiețaș. Frate Alin, eu sunt cel la care Dumnezeu îl binecuvintează cu mașina dumneavoastră. Păi ce să fac, m-am dus, am scos din... Nu, n-ați putea să mă vedeți cum scoteam și băgam într-o plasă cablurile de la telefoane, încărcătoarele, ochelarii de soare, toate le puneam frumos. M-am dus în casă, îi dau mai apoi cheile, dublura aveți? Mă întreabă. Am și dublură, mă. Ia și dublura, îi dau contractul, pleacă. La un moment dat, îi zic eu la Andreea, vezi de treabă că până la giratoriu că se întoarce înapoi. Mă pune să-l și duc până acasă. Vine înapoi. Bă, trec o jumătate de oră nimic. Trece o oră nimic. O oră și ceva nimic. Mă sună, frate Alina, am ajuns cu bine acasă. Și am să fii sănătos.
Am zis, vezi de treabă că mâine vine înapoi. Mâine vine înapoi, vezi de treabă. Zic, numai au vrut să mă ducă ăștia, prietenii mei, au vrut să mă ducă până în marginea prăpastiei. A doua zi văd o postare pe Facebook. Ăsta și-a făcut selfie cu mașina. Slăvit să fie Domnul, noua mea achiziție. Și am stat vreo 2 săptămâni fără mașină atunci. Pe cum să nu le povestesc altora că Dumnezeu a avut toată puterea să nu mă lase fără mașină mult timp? Dumnezeu e mare. Deține control la toate lucrurile. De ce să nu le spun oamenilor că Dumnezeu mi-a purtat de grijă și îmi poartă, că El rămâne suveran? De ce? De ce să nu-L glorific pe Dumnezeu pentru toate minunile Lui? De ce să nu le spun oamenilor că Dumnezeul meu ne ține, mă ține, vă ține sănătoși? De ce să nu le spunem oamenilor că Dumnezeu ne dă somn liniștit noaptea? De ce să nu le spunem oamenilor că prin tot labirintul vieții avem liniștea, că Dumnezeu nu ne lasă? De ce să nu-L glorificăm pe Dumnezeu și să le spunem și altora, când eu simt că nu mai pot, coboară prezența lui Dumnezeu și mai înșoptește, eu sunt lângă tine, dar de ce să nu le spun? O, înălțați paharul izbăvirilor și împliniți-vă juruințele. Și în felul acesta, dragii mei, în viața noastră va coborâ siguranța că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. O să cântăm, apoi o să ne rugăm împreună. În timpul acestei cântări, dragii mei, vă provoc la o analiză personală și extrem de sinceră. Și întrebați-vă dumneavoastră în seara asta, ce face viața mea, a dumneavoastră? Cheamă numele Domnului sau îl alungă? Întrebați-vă dumneavoastră în seara asta, fiecare în mod personal, inima mea are bunătate sau a strâns multă ură, răutate? Întrebați-vă dumneavoastră în seara asta înaintea lui Dumnezeu. Mai ridic eu paharul izbăvirilor să afle și alții că Dumnezeul meu e mare? Și întrebați-vă dumneavoastră în seara asta. Îmi mai împlinesc eu juruințele pe care le-am făcut poate la strâmtorare? Se apropie noaptea din 3 ani, în doar câteva luni. Știți? E una dintre cele mai periculoase nopți în care oamenii promit multe, ajung spre finalul anului și realizează că n-au împlinit mai nimic. O, dar binecuvântată e viața care împlinește, care se ține de ceea ce spune, care înalță paharul izbăvirilor și care n-are răutate, care cheamă numele Domnului indiferent de loc și vreme. Binecuvântată e o astfel de viață și ascultate îi sunt rugăciunile.